povestitorul Andersen. Privighetoarea. Această poveste s-a întâmplat în China, cu mulți, mulți ani în urmă. Tocmai de aceea merită să o ascultăm înainte de a fi uitată. Palatul împăratului era cel mai frumos din lume. Era clădit în întregime din cel mai scump porțelan. Oh. Ca să le observe toată lumea, de florile rare erau atârnați clopoței de argint. Grădina împăratului era atât de mare încât nici măcar grădinarul nu știa până unde se întinde. Micuța noastră prietenă privighetoarea, cântecele ei sunt atât de simple și de vesele, încât până și grădinile împăratului par monotone. Bunicule, spui asta în fiecare seară. Pentru că așa e în fiecare seară. În sfârșit mi-a venit inspirația. Am găsit un poem demn de îndrăgitul împărat al Japoniei. O poezie care spune totul. Împăratul Chinei n-are comoară mai de preț decât cântecul privighetorii. Ei bine, ce crezi? 3 rânduri întregi în mai puțin de 8 ani. Te-ai întrecut pe tine însuți. Învățați din toată lumea scriau cărți despre palatul și minunatele grădini ale împăratului Chinei. Dar privighetoarea era înfățișată mai presus decât toate. Poeții slăveau în versuri cântul ei melancolic. Cărțile s-au răspândit în lumea întreagă. Și în cele din urmă, palatul împăratului Chinei e o minune a lumii. Bine, da, bine. Cartea pe care mi-a trimis-o împăratul Japoniei e încântătoare. Paș! Ah, o poezie. Împăratul Chinei. Nu există în toată lumea comoară mai de preț decât cântecul privighetorii. Privighetoare? Ce privighetoare? Există așa ceva în grădinile mele? Ei, răspundeți-mi. Acum, de nu vă calc în picioare. Această așa zisă privighetoare nu s-a înfățișat niciodată la curtea noastră, maestatea voastră.
Totuși, șambelane, împăratul Japoniei spune că am o comoară, iar eu nu știu nimic. Paj! Trântește cartea pentru ca nemulțumirea mea să fie evidentă. Așa. Privighetoarea va cânta pentru mine astă seară. Altminteri, întreaga curte va fi călcată în picioare. Iar mai apoi și voi veți fi călcați în picioare. O pedeapsă foarte mărinimoasă, maestate. Dar nu va fi necesar. Voi căuta privighetoarea aceasta legendară și o voi aduce diseară. Chiar de-ar fi să ne pierdem viața, eu și toți curtenii. E zadarnic. Am căutat în tot palatul. Asta e atunci. Îmi căptușesc haina cu lână de iac. Nu. Flanele din păr de yeti. 4 straturi. Doar așa putem scăpa teferi și nevătămați. Și totul datorită unei păsări inexistente născocite de un poet japonez. Cine a auzit de o privighetoare? E ridicol. Absurd. Fără noimă. Scuzați-mă. Am spus, scuzați-mă. N-ai auzit ce a spus șambelanul? A spus... Am auzit, dar p nu înseamnă nimic, nu-i așa? Nu înseamnă nimic, cum să nu? Tu înseamnă totul. Înseamnă, de exemplu, noi suntem nobilii de la curte. Iar tu ești o biată servitoare. Ca atare, nu voi catadixi să-ți vorbesc. Ia-ți tălpășița, că de nu. Așadar, tu... Cum poftiți? Credeam că vreți să aflați despre privighetoare. Asta-i tot. Cum? Privighetoarea, o cunosc. O ascult în fiecare seară împreună cu bunicul. Micuță slujitoare, vrei să ne duci la privighetoare? Poate. Ați fost nepoliticoși. Până și niște bieți bucătari știu să fie politicoși. Atunci eu... îmi cer scuze. Am avut o zi grea. Ei bine, privighetoarea asta... Mi-au spus tu... în față. Curteni, călcați-vă în picioare ca să arătați că vă pare rău. Cum? Nu, stai! Cu saboții speciali și fără tunici căptușite. Acum! Da, excelența voastră. Au, spatele! Au, rinichiul! Ei bine, micuțo, privighetoarea, te rog, condu-mă, viitorul tău în acest palat este asigurat. Acolo e privighetoarea. Ce voce puternică la o vietate atât de mică. Desigur, știam eu că i-am mai auzit cântecul. E o vacă zăpăciților. Mai avem de mers. Asta e privighetoarea și ce frumos cântă. Da, sublim. Aidoma clinchetului unor clopoței. Nu, astea sunt broaște. Să nu-mi spuneți că voi, nobilii curții, nu v-ați mai plimbat niciodată. Până și eu am știut asta. Păi da, și eu. Am spus privighetoare? Voiam să spun broaște, desigur. Acolo e. Ascultați, sus!
Cum? Pasărea cenușie? E de-a dreptul banală. N-ar trebui să judeci după înfățișare. Privighetoare, scuză-mă că te deranjez, dar împăratul vrea să-i cânți. Vai, n-am auzit niciodată așa ceva. Bravo, ura, bravo, privighetoare! Privighetoare, dragă, împăratul va fi fermecat de cântul tău. Te rog, vino diseară la curte să-i cânți împăratului. E cel mai frumos cântec pe care l-am auzit vreodată, privighetoare. Drept răsplată, îți dăruiesc un condur de aur pe care îl vei purta la gât. Oh, nu, mulțumesc! Am văzut lacrimi în ochii împăratului și asta e cea mai mare răsplată. Privighetoarea a avut un succes formidabil. Toate doamnele de la curte au încercat să o imite, cântând în timp ce făceau gargară. Și dacă se întâlneau doi curteni? Privighetoare! Deși e preferata împăratului, nu pare prea fericită, nu-i așa? Poate e dor de casă. Păi, nu e foarte amuzant să iasă afară doar de două ori pe zi. Iar panglicile o împiedică să zboare. Orice ar fi, draga mea, colivia de aur tot colivie rămâne. Cântecul ei e mai frumos în pădure, așa cum florile sunt mai frumoase fără clopoței. Încă un dar din partea împăratului Japoniei, excelența voastră. Oh! Aici scrie, privighetoarea împăratului Japoniei este ștearsă față de cea împăratului Chinei. Oh, n-aș zice, priviți toate safirele și rubinele astea. Minunat! Cântă unul din cântecele privighetorii mele. Pune-le să cânte împreună. Va fi un duet perfect, încântător. Minunat! Abia le poți deosebi, doar că noua mea privighetoare nu e deloc cenușie. E un cântec vrednic de un împărat. Pune-o să cânte singură de data asta. Încă o dată, încă o dată, pune-o să cânte! Fermecător, nu obosește deloc. Într-adevăr, excelență, în plus cântă aceeași melodie, așa că știm ce urmează. Da, cealaltă doar inventează pe parcurs.
Într-adevăr, excelență. Nu cred că poate fi atât de disciplinată. Ei bine, unde e? Vai, îmi cer scuze, maestate, dar a plecat. A plecat? Unde? S-a întors în pădure, cred. Pasăre ingrată. Da, da, pasăre ingrată. Auzi, ce tupeu. N-aveți motiv de supărare, maestate. Privighetoarea nouă e mult mai bună, nu-i așa? Nu numai că arată mai bine în exterior, dar și în interior. Privind aici, putem admira cu câtă ingeniozitate a copiat omul natura. Nu! A îmbunătățit-o! A făcut-o să se poarte după placul nostru. Pasărea îți va cânta oricând dorești și nu-ți va fi nici când nerecunoscătoare. Mai mult, spre deosebire de cea naturală, funcționarea ei nu ascunde niciun mister. Ai dreptate, privighetoarea nouă e cea mai bună. Într-adevăr. Bravo! Exact cum credeam. A fost cât pe ce. Duminica viitoare o poți prezenta curții, iar cea veche să fie izgonită definitiv din regatul meu. Înțelepciunea excelenței voastre este nemărginită. Ce-ar fi să te întorci la bucătărie? Eu? Dar ce-am făcut? Împăratul și curtea și-au arătat astfel nerecunoștința. Înțelegi acum, bunicule? Da, copilu. Cântă foarte frumos și seamănă mult cu cea adevărată, dar lipsește ceva. Astfel, privighetoarea aurie a fost numită cântăreața atacului imperial. Până când, un an mai târziu... Privighetoarea mea, ce-i cu ea? Eu habar n-am, excelența voastră. Dar tu ai scris atâtea cărți despre ea. Da, dar am explicat doar de ce privighetorile plăsmuite cântă mai adevărat și nu cum funcționează. Îi convoc îndată pe medicii curții. Poate și pe ceasornicarul palatului? Vestea rea e că s-a uzat și că ar fi bine să cânte doar o dată pe an, domnule. Iar vestea bună? Poate niște bucățele lucioase? Au trecut 5 ani. O mare mâhnire a cuprins întreaga împărăție. Lipsit de alintarea privighetorii aurii, dragul nostru împărat s-a îmbolnăvit grav și își va da fără îndoială ultima suflare. Păcat! Cu câteva mici excepții, era cum se cade. De-ar mai rezista încă puțin. Se spune că succesorul lui are doar 7 ani. Ceea ce înseamnă că ne așteaptă vremuri interesante. Și totul datorită unei jucării defecte. Mă întreb... Spitalele clădite pentru săraci și oasele rupte când se călcau în picioare, timpul
lângă ta. Oh, nu! Cântă, privighetoare aurie! Cântă pentru darurile cu care te-am copleșit! Cântă, pasăre ingrată! Cântă! Timpul să-ți amintești faptele tale bune și pe cele mai puțin bune. Păi, de unde era să știu că se vor călca în picioare? Eu n-am vorbit serios, am glumit doar. Oh, unii oameni nu au simțul umorului. Să plecăm, copilul. Nu vrea să audă și nu-mi vinovățesc. Încă puțin, bunicule, te rog. Privighetoare-o, privighetoare-o, împăratul are nevoie să-i cânți. Toți avem nevoie. Nu vorbești prea mult, nu-i așa? Ce-ar fi să jucăm șah ca să treacă timpul mai repede? Oh, ce mai aștepți? Sfârșește odată și ia-mă cu tine cât mai curând. Nu zici nimic? O, privighetoare, ești chiar tu? Oh, mulțumesc! Mulțumesc! Oh! 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 Ah. Te-aș putea răsplăti. M-ai răsplătit deja înălțimea ta, prin lacrimile pe care le-ai vărsat când ți-am cântat prima dată. Sunt ca niște juvaiere care îmi înveselesc inima. Rămâi cu mine, privighetoare-o. Am să zdrobesc în mii de bucăți acea pasăre mecanică. Nu face asta. Și-a dat silința, așa că ai grijă de ea. În plus, nu-mi place să trăiesc într-o colivie. Dacă nu zbor în libertate, cântecul meu își pierde veselia. Nu te îngrijora, am să-ți cânt ori de câte ori voi putea. Am să-ți cânt despre viața oamenilor dincolo de palatul și grădinile tale frumoase, despre pescar și despre fata de la bucătărie. Am să-ți cânt despre toate faptele bune făcute în numele tău și despre pedepse. Dar promite-mi un singur lucru. Orice! Nu spune nimănui că ai o privighetoare care îți destăinuie totul. Va fi mai bine așa. Pregătiți-vă pentru ce e mai rău. L-am auzit pe împărat vorbind singur în toiul nopții. Medicii spun că e un semn sigur că s-a terminat. Nu fi așa sigur. Am auzit privighetoarea cântând. Bună dimineața! E o zi minunată, nu-i așa? Tu de ce nu ești surprinsă să mă vezi? Mi-a spus o păsărică? Chiar așa? Ce coincidență! Într-o zi îmi vei arăta unde locuiește, da? Știi ceva? N-am mai fost la o plimbare de alte zile! Să știți, e o poveste adevărată. Au dublat în limba română actorii Marius Damian, Iona Brudan, Corina Cernea,
Petre Ghimbășan, Daniel Vulcu, Ion Ruscuț, Florian Țilaghi, Richard Balint, Alexandru Rusu, Pavel Sârghi. Traducerea și adaptarea, Dora Șereș. Regia, Anca Sigmirean și Pavel Sârghi. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.